O expoziție inedită de pictură intitulată Salonul de primăvară a fost expusă la Palatul Culturii Teodor Costescu. Artiști de seamă s-au strâns pentru a marca începutul primăverii și pentru a-și expune operele în sala Gheorghe Angel. Sunt reuniți în această sală artiști cu lucrările lor din Mehedinți, din Gorj, din Brăila, din Timișoara. Așa că pe toată perioada lunii martie îi așteptăm pe toți severinenii să vină să viziteze salonul de primăvară. Salon care reunește lucrări dintre cele mai variate, de la pictură, sculptură, grafică, instalații, sunt tehnici moderne, chiar și lucrări 3D realizate cu foarte mult efort, cu foarte multă migală și lucrări care vin cu o noutate în domeniul artei. Operele artiștilor sunt pline de culoare și conturează semnele primăverii. E o expoziție dedicată zilei de astăzi, zilei de 1 martie. Majoritatea vin cu ultimele creații și majoritatea sunt flori. Sunt lucrări pline de culoare, pline de bucurie, care cumva doresc să anunțe venirea primăverii. Și este cumva o bucurie să dedicăm aceste lucrări, această expoziție tuturor femeilor din viața noastră. Picturile vor fi expuse toată luna martie, iar iubitorii de artă și de frumos sunt așteptați la salonul de primăvară.